Protest pe trecerea de pietoni a morții de la intrarea în București la numai câteva zile după ce Robert, un tânăr de 16 ani, și-a pierdut viața acolo. Zeci de prieteni, vecini și colegi de școală din Jilav au ieșit în stradă ca să ceară semaforizarea intersecției. În spatele meu este trecerea de pietoni unde a avut loc tragedia și unde se afla și tânărul de 16 ani atunci când a fost lovit de mașină la doar câțiva metri distanță. Se află și locul în care trupul neînsuflețit al lui Robert a fost aruncat de către mașina respectivă. Aici au fost aduse zeci de flori și sunt multe mesaje de condoleanță pentru tânărul de 16 ani. Revoltați de ceea ce s-a întâmplat, oamenii pun presiune pe autorități să vină cu măsuri pentru ca o astfel de tragedie să nu se mai repete. Câți copii trebuie să mai moară să se ia o decizie cu trecerea asta care nu e semaforizată, nu avem absolut nimic? Trebuie să fac semn la șofer să oprească. Unul oprește pe o bandă, celălalt nu. Și noi trebuie să ne ocrotim copii. Tot timpul trecerea asta de pietoni a fost foarte periculoasă. Nu ne face nimeni nimic, nu ne ajută cu nimic, avem copii, pleacă la școală. Suntem cu frica în sân la muncă, cum trece copilul strada? Nimeni n-a făcut nimic, deși cetățenii care locuiesc în zonă au tot cerut autorităților luarea unor măsuri. Oamenii nu se mai simt în siguranță, iar singura opțiune pentru autorități este instalarea unui semafor în acea zonă. De ce ieșit azi aici? Să-i strig numele, că mi-era prieten drag, mă jucam cu el, ieșeam afară cu el, eram în liceu cu el, mi-e prieten bun și îmi pare rău că a dat mașina. Vă simțiți în siguranță aici, în zona asta? Nu ne simțim. Nu. Trebuie o trecere de pietoni semnalizată, nu? Da. Și semaforizată. Da. Semaforul da. Pe primul plan. Din păcate, nu este singura tragedie care a avut loc pe această trecere de pietoni. Am inițiat o petiție, din câte am înțeles de la cetățenii care locuiesc în zonă, pe această trecere de pietoni în mod special. Au existat de-a lungul anilor mai multe accidente rutiere, soldate cu vătămări de persoane și chiar cu deces. Da, până și străbunicul meu a murit tot aici, pe aceeași trecere. Nemulțumit că traficul a fost blocat de protestatari, un șofer a chemat echipajele de poliție. Nu a durat mult până când acestea au ajuns la locul accidentului, unde au discutat cu manifestanții.